Bună ziua! Bună ziua! Ia uitați cu ce am venit eu astăzi la voi. Eu sunt Camelia și astăzi o să facem împreună acest tortuleț brăduț cu blat umed de cacao și cremă de banane, tortul brăduț. Ia uitați-l! Sper să-l încercați, tort cu blat umed de cacao și cremă de banane. Și să vedem modul de preparare și de ce ingrediente avem nevoie. Și o să avem nevoie pentru blat, începem cu blatul, o să avem nevoie de 25 de grame de cacao, 100 de grame de făină, o grame de praf de coco, 90 de mililitri de ulei, 3 ouă, 95 de grame de zahăr, esență de rom, un praf de sare. O să avem nevoie de un tel, să le amestecăm pe toate. Totul.
Uite când vine totul. Așa, o să dau de parte careta. Și o să turnăm în această formă toată compoziția noastră. O turnăm pe toată. Și o dăm la cuptor. Acum dăm compoziția la cuptor la 180 de grade, circa 30-40 de grade. Pentru cremă vom avea nevoie de un ou, 50 de grade de făină, vom avea nevoie de două banane coapte, de 200 de mililitri de lapte, zeamă de lămâie, puțină scorțișoară, un praf de sare și o să facem crema de banane pe foc și apoi o să unim 200 de mililitri de frișcă îndulcită și 250 de grame de mascarpone, să fie fără zer. Dacă puneți frișcă proaspătă, adăugați 100 de grame de zahăr pudră. Acum, într-o uliță, o să punem pe foc oul nostru. Să vin așa bine bananele. Ele sunt moi, chiar dacă rămân bucățele, este foarte bine. Așa, și amestecăm bine. Și amestecăm în continuare. Pe foc, vedeți? Acum adăugăm și făina. Adăugăm toată odată. Ia uitați. Așa. Și amestecăm bine, bine, bine. Ia uitați. Și continuăm pe foc.
O lăsăm să se răcească acum. Lăsăm și blatul să se răcească și între timp o să batem frișca cu mascarponele. Ia uitați, crema de banane coaptă pe foc. Acum vom bate frișca, deci 200 de frișca, frișca îndulcită. O să batem frișca. Adăugăm și mascarponele.
crema de banana, hein? Acum, pe un fund o să tăiem, blatul. O să tăiem blatul în, patru straturi astea. Și o să avem 4 straturi, deci tăiem de 3 ori. Am tăiat, am împărțit în 4. Avem 4 straturi și acum o să punem și o să montăm în această bretoconă cu folie alimentară și o să o punem așa peste tot. Lăsăm până mâine sau măcar 5-6 ore ca să-și tragă blatul din cremă. Așa. Și acum o să punem ultimul, vedeți? Eu o să pun așa că cum este. Așa. Și acoperim în cremă.
să-l scoate din formă. Tortul o să fie pus invers. Aceasta o să fie partea de jos și partea de sus, cea mai îngustă. Și o să-l decorăm. Avem tot ce ne trebuie. Avem, ia uitați, tortulețul nostru care s-a odihnit de seara până dimineața. Avem restul de cremă care ne-a rămas. Am mai bătut încă 500 de grame de frișcă. O să avem nevoie pentru urnat. Și o să vedem cât o să trebuiască să folosim. Apoi, un pic de sirop de mentă ca să colorăm. Conuri de înghețată. Și zahăr granulat. Și acum o să întoarcem tortul. O să-l scoatem din formă și o să-l decorăm. Este făcut cu crema de banane și cu blat umed cu cacao. Așa, pe un platou o să punem tortul nostru. O să-l desfacem. Ia uitați, să-l desfacem. De aici. Și-l punem pe un platou. Așa. O scoatem din formă. Eu l-am pus în folie de plastic. Așa. Thank you.
Aici deasupra o să punem și conul nostru și o să-l îmbrăcăm cu crema. Prinde formă. Facem un brăzuț așa micuț. Așa. Am dat această formă. Acum o să punem din frișcă aici, o să luăm și o să adăugăm puțin sirop de mentă, să colorăm și amestecăm. Acum, ia uitați, acum o să punem în coș, am pus în coș. Vedem cum decorăm. Ia uitați așa. Una câte una o să punem. Așa, cu frișca care ne-a rămas, dacă mai e nevoie, o colorăm și terminăm. Așa. O să facem brăduțul. Apăsăm și trage. Acesta este brăduțul meu. Așa. Apăsăm și trage. Au intrat jumătate de kilogram de frișcă pe lângă crema pe care am făcut-o. Așa. Așa. Și acum cu zahăr granulat o să facem zăpada. Să presionăm așa peste. Ia uitați. Așa. Vedeți? Ia uitați ce bun vedeți. Punem peste tot. Așa. Și zahărul care ne rămâne, o să-l așezăm așa aici pe loc.
se viene qui su Panda. Brăzuț pentru sărbători cu cremă de banane și blat umed. O să tăiem o felioriță, să vedem cum arată și interior. Să tăiem o felioriță. Așa. Și acum o să scoatem. Ia uitați. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Vă pup dulce pe toți și ne vedem cu următoarea rețetă. Acesta este tortulețul pentru sărbători, tortuleț brăduț. Da, uitați. Și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere, pupici! Tortuleț brăduț! La revedere!